Bună ziua, sunt Ioana Pop, medic primar cardiolog la Spitalul de Cardiologie Clinico Brașov. Astăzi vă voi da câteva date despre hipertensiunea arterială. Hipertensiunea arterială reprezintă creșterea tensiunii arteriale sistolice peste 140 de milimetri coloană de mercur și sau respectiva tensiunii arteriale diastolice peste 90 de milimetri coloană de mercur. Prevalența hipertensiunii este mare în populația generală, aproximativ 35-40%, și crește odată cu înaintarea în vârstă. De cele mai multe ori, hipertensiunea se însoțește și de alți factori de risc cardiovascular, vârstă înaintată, fumat, diabet zaharat, colesterol crescut, obezitate. Iar hipertensiunea în timp poate să ducă la creșterea incidenței bolii coronariene, a infarctului miocardic, a insuficienței cardiace și, în mod special, și a accidentului vascular cerebral. Ea poate să nici nu se manifeste, poate fi complet asimptomatică, dar poate să dea cefalee, dureri toracice anterioare, amețeli, tulburări de echilibru. De cele mai multe ori, atunci când este diagnosticată hipertensiunea, aceasta se poate însoți și de o afectare a organelor țintă, cum ar fi vasele cerebrale, arterele coronare sau chiar rinichii. Tratamentul trebuie instituit rapid atunci când valorile sunt mai mari de 160 de milimetri coloană de mercur, sau poate fi și temporizat și doar modificarea stilului de viață atunci când valorile sunt între 140 și 160 de milimetri coloană de mercur. Stilul de viață, așa cum spuneam, este foarte important la pacienții hipertensivi și reducerea consumului de sare la 5-6 grame pe zi, o dietă bogată în fructe și legume și săracă în grăsimi este foarte importantă. De asemenea, activitate fizică zilnică de 30 de minute pe zi, renunțarea la fumat dacă este cazul, sunt elemente foarte importante care fac parte esențială din tratamentul hipertensiunii arteriale. Există de asemenea și soluții farmacologice, există medicamente care scad tensiunea, sunt mai multe clase de medicamente, oricare dintre ele poate fi folosit atât în monoterapie sau dacă este nevoie chiar și în combinații. Important este, în primul rând, ca tensiunea să fie în permanent controlată și să fie sub 140 cu 90 mm coloană de mercur.